Sănătate, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o scurtă prezentare a unui motofereastrău sau a unei drujbe stil 231. B-E-C-B-E. S-ar putea să puneți problema voi, dar păi câte drujbe mai ai. De la Stihl am 231 CBE, am 500i și am 241 pe care vi l-am. Deci trei care zic eu să fac treaba și profesional. 241 și 500 și pentru gospodăria de fiecare zi. 231, care ea îi cea mai vândută, sau dacă nu e cea mai vândută, printre cele mai vândute. Dar eu mă gândesc că îi cea mai vândută și tot spun așa. Citesc, să zic așa, de pe Stihl România, vine cu lamă de 40, vine cu rezervor de ulei de 200 ml, benzină 400, lamă de 40, am spus, durata de expunere zilnică, adică cam cât ai putea să tai cu ea pe zi, în condiții normale. 3,7 ore pe zi ai putea să, deci nu exploatoare 24 din 24, cam pentru asta e făcut. Pasul 3x8 pico, zale, 6 zale, frână de lanț quick stop, 5,1 kg, fără lama, fără lanț, fără rezervoare împlute și cam astea e capacitatea cilindrică, 42,6. Ca și putere, 2 kW sau 2,7 ca ai putere. Cam astea sunt datele, dar să de pe site, hai să vedem un pic cum arată. Nu i-am rupt eu celofanul de pe ea, i-am făcut unboxing în magazin, am cumpărat-o din magazin și acolo totdeauna, ca să-ți facă garanția, ți-o desface și bagă puțină benzină și despre asta. Deci cutia spuneam că e de 231, 231C, ce mai are pe acolo, 251 și 251C. Dar vreau să vă spun că e un, astea trei le am de la Stihl, s-ar putea dintre ele să vând, să rămân ori cu 241 și cu 500i și asta să o dau, cu toate că are pornire ușoară. Dacă vă uitați proeminența asta așa mai bulbucată, are un arc. O pui pe treapta 1 și tragi de el, sau dacă e rece, deci are pornire ușoară. Aici, dacă vă uitați, are 4, are șoc, are semi-șoc, închidere și oprit. Așa, deci cam despre asta ar fi vorba. Ia dacă tragi de ea, când revine la poziția inițială, se pornește, îi dă un șoc, pornește, scrie acolo 116 decibeli, lama de 40, Made in Germany, Rolomatic E, spun că am pornit-o, de asta nu îi ganț ghibir. Ea vine, să zic, vine cu o șurubelniță pentru reglaj, nu, aceasta nu e cu automată sau ceva, e tot chestia clasică, bagi aici, învârți, dar eu nu mă bag pentru ea. Interesant că au venit și cu aceasta, deci bănuiesc că să poți ca să desfaci aici dacă vrei,
Deci dacă vrei te ajută și scoți capacul, nu, are cele trei, se dezvărte ușor, i-ai dat, ai desfăcut capacul și bagi la bujii. Mă gândeam că întinderea lanțului se face pe aici, nu? Întinderea lanțului pe aici, desfaci, are o coroană dințată, o dai într-o parte în alta, după care se blochează, deci întinderea, schimbarea lamei și tot fără scule. Nu o mai trebuie, o faci foarte ușor, dai asta, tensionezi de aici și ai blocat-o unde vrei. Are o pompiță, se amorsează de câteva ori, la stil 500i, cartea spune 8 ori, aici spune 3-4 ori până vezi că vine benzina, pentru că are și aici tot felul de șoc, semi-șoc, închis și oprit, are 4, la alea noi pe injecție nu are. Îi centrată la fix, să zic așa, dacă o ridici în mână, uitați, nu stă nici aplecată, nici, să zic așa, în lamă, aplecată într-o parte, îi foarte bine centrată. Dacă vă dați seama, eu acum o pun jos, stă pe foarte bine pe parchet, o ridic și nu se înclină nici într-o parte, nici alta. Deci ca și poziția de lucru, e foarte bine centrată. La celelalte profesionale cu lamă mai mare, stă aplicată înspre lamă sau dacă nu e lama foarte mare, stă aplicată înspre asta. Asta exact e optimizată. Tu dacă o ții aici, greutatea să fie împărțită uniform. Îi de plastic, are carter de plastic, adică astea rezervoarele, tot ce e pe aici, nu are reglaj la ulei, casculele profesionale, dar până la urmă e pentru uz casnic, nu? Ne tăiem o căruță de lemne, o mașină de lemne în câteva zile, poți cu siguranță să tai 15 metri cubi într-o zi, dar de pe site-ul Stihl se spune că îi 3,7 ore să funcționeze pe zilnic ca să fie exploatată corespunzător cu ideea ei de fabricație. Deci noi, ideea de fabricație e să tai lemne în gospodărie, nu să te apuci să dobori cu ea tot ce e prin pădure. Pentru alea sunt forestiere, asta e hobby, pentru casă, nu e profesională, dar e cea mai vândută. Bănuiesc că și ca și preț, și ca fiabilitate și durabilitate în timp și toate lucrurile acestea. Ce să zic, uleiul se schimbă tot așa fără scule, dar asta e o chestie care le are de mult. Ce vreau să zic înainte, modele 230, deci nu astea 231. 230 aveau cu bucșe, asta deja are cu arcuri, amortizarea e pe arcuri, nu e pe bucșe. Vei simți mult mai puțin vibrațiile în mână. Va amortiza foarte bine când apleci, să zic așa, uitați, trag cu degetul și deja se înclină foarte, foarte mult. Deci are o amortizare de calitate, s-a îmbunătățit față de 230-ul clasic, care îl știți dumneavoastră. Bine, și asta începe să fie clasică, că sunt vorbe că iasă 232-ul. Nu știu când are să fie, cum are să fie și ce îmbunătățiri va aduce Stihl, dar mie mi-a trebuit pentru gospodărie și să fie o sculă care să te folosești de ea cât se poate de rapid, să nu fie grea, să fie cu pornire ușoară, cu schimbare a lamei și a toate acestea, să fie fără scule, nu să tot stai după ele. Frâna de mână care e optimizată exact cum trebuie să fie. Toate o fac o sculă, așa cum ne-am obișnuit, pentru gospodărie de nota 10.
În cutie au venit și apărătoarea aceasta. Ea tot așa e schimbată față de modelele vechi. O pun acolo și ce să zic, să o pornim, să o punem la lucru, să vedem un pic cum sună, ce îi și cum se confruntă în lemn. Când o să am ceva lemn de fax sau lemn de esență tare, am să fac demonstrații cu 500 IU, cu 241 și cu 231, să vedem, așa o să aduc ceva prieteni și să zic, uite, cum te simți mai bine, cum le simți, fără să își dai seama că vreau să fac un vlog despre aceasta. Părerea lor reală, nu o să le spun înainte, măi, uite, zi de bine despre una, zi de rău despre alta. Nu, îi să tai un pic cu ea, să vadă cum o simte la mână una față de alta. Poate să zic că nu m-aș întoarce când punem mâna pe 241, să zic că nu m-aș întoarce la 231. Alții să zic că, fără să-și dai seama că e profesională, să zic că, bă, poate că tot mai bine îmi place asta. Nu știu, părerile lor, o să înregistrez, o să fac ceva și în viitor. Acum, deocamdată, mi-s tăiate lemnele și până ce o să mai prind ceva mașina de lemne, doar cât am prezentat-o și vorbesc despre ea. Asta e ultimul stil din dotare, 231, 241 și 500i. Cred că mi-s destule, altele numai. Mă bătea gândul cândva să cumpăr un 880. Ar fi o chestie să cumpăr 880. Dar nu știu dacă mai sunt așa de mari lemne în ziua de astăzi, pentru că pădurile se tătau. Nu știu dacă s-ar merita investiția, nu? Un 2000 și ceva de euro. Ca să ai, dar nebunia e de mai multe feluri, nu cum omnii își cumpără tot felul de scule de pescuit, exact așa o pasiune și pentru stil. Sănătate, lăsați părerile voastre în comentarii, cum vi se pare și vouă 231. Dacă vreți să mă ajutați cu un abonament, aș aprecia. Și intenționez să fac mai multe videoclipuri despre moto ferăstraie și despre lucrurile acestea și nu vreau să mă bag în polemica stil Husqvarna, pentru că mi se par două drujbe de top, amândouă ca și mărci, foarte bine că sunt făcute în Europa. Și până data viitoare, sănătate și numai bine!